Un vis a căpătat contur într-un sătuc din comuna mehedințeană Butoiești. Este cel al unui fost cadru didactic care a făcut o promisiune solemnă bunicilor, că nu va lăsa de izbeliște gospodăria ridicată cu sudoarea frunții. A realizat mai mult decât își imagina, a pus bazele unei microferme împreună cu soțul său, care s-a îndrăgostit iremediabil de acele meleaguri. Doi ponei, păuni, iepuri, găini, rațe, gâște de toate felurile, porumbei, capre, oi, vaci, toate sunt partea unui vis devenit realitate. Am întemeiat o mică microfermă, zicem noi, ne-am cumpărat câteva animale, iar prin ieșirea mea la pensie anul trecut, mi-am dorit să-mi aranjez un spațiu cu animale exotice, cu păuni, cu porumbei, cât și altfel alte animale. Avem găini, rațe de toate felurile, gâște. Dorina Popescu și-a petrecut o viață întreagă la catedră. Școlarii din băncii au fost copii, nu elevi, căci propriul prunc nu a apărut niciodată în existența sa. Departe, la Severin, înconjurată de betoane, a căutat întotdeauna măcar un colțișor, un lucru care să-i amintească de copilăria petrecută la sânul bunicii de la țară, din satul Buicești, comuna Butoiești. De fiecare dată când ajungea la liceul Traian, admira pe unii de acolo și a promis atunci că la pensie își va bucura existența cu câteva exemplare. Eu îi numesc regii ai păsărilor. Sunt foarte frumoși prin penajul care îl au. Dacă suntem atenți pe căpșorul lor, vedem coronițele. De aceea le zic eu regii lui mama, copiii lui mama. Și le mai zic așa pentru că în momentul în care intri la ei și ai ceva în mână, întinzi mâna, îți mănâncă din mână. Păunii împart spațiul cu câțiva porumbei cu codița înfoiată. Alții voiajori, găinari, ceva mai mari de statură decât cei obișnuiți, un cocoș pe unel și câțiva pui. În alte cotețe sunt tot felul de rase de găini, cocoș, rațe și gâște. Cam câte vietăți aveți aici la microfermă? Așa le-ați numărat? Le știți numărul? Aici am 70 de capre, cu oi cu tot așa. Avem 3 vaci care sunt la câmp aici, pe teren, afară. Păsări, am cel puțin 288 de păsări, care toate categoriile de păsări sunt rătuși, gâște, iepuri, găini, de toate categoriile. În apropierea țarcului în care caprele se odihnesc la umbră, Ion Popescu și-a făcut un heleșteu. A cumpărat puiet de crap din Ungaria, caras și a populat heleșteul. Ferma este completă, imaginea este întregită și de doi ponei. Iza este o poneică pe care am luat-o acum 2 ani, dar înainte l-am luat pe Remi și am zis hai să-i luăm o fetiță. Și dacă toate o să fie bine, vă invităm la noi după 15 aprilie să vedeți și dumneavoastră un pui de ponei. Ferma pe care au ridicat-o este astăzi colțul lor de rai, în care toate visele copilăriei li s-au împlinit. Decizie fără precedent la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat o schimbare majoră în privința depunerii proiectelor de finanțare europeană prin PNDR 2014-2020, informează agrointel.ro. Cererile vor fi preluate pe hârtie, întrucât actualul sistem este nefiabil și va fi blocat. Sunt concluziile anchetei desfășurate de Corpul de Control al Ministrului la AFIR. Concluzia a fost că sistemul IT este nefiabil. Deocamdată avem o mare problemă să continuăm. Căutăm soluții, dacă nu vom trece pe sistemul clasic, adică pe hârtie, a spus Irimescu, citat de news.ro. Decizia a fost luată în urma reclamațiilor primite la minister referitoare la blocarea rapidă a acestuia, după deschiderea sesiunii în data de 25 mai. Sesizările primite la minister se refereau la derularea sesiunilor de depunere online a proiectelor aferente sub măsurii 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, componenta rutier montan și non-montan și sub măsurii 4.3, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice. AFIR a anunțat pe 25 mai că fondurile pentru infrastructura de acces agricolo s-au epuizat în 6 minute de la deschiderea sesiunii. În acest interval au fost depuse 25 de proiecte în valoare de 24,44 milioane de euro.
Aproximativ 12 zile mai au de așteptat crescătorii de ovine până când Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va începe să lucreze la dosarele lor. Deși oamenii credeau că plățile vor începe zilele acestea, se pare că mai au de așteptat. După cum a declarat directorul general Florin Faur, citat de agrointel.ro, de-abia de pe 12 iulie se va începe procesarea dosarelor pentru acest sector. La ovine luăm în calcul ca undeva în jurul datei de 12 iulie să începem partea de control administrativ, dar de obicei la noi controlul administrativ, care este partea cea mai lungă, vine imediat cu calculul și autorizarea la plată, a spus Florin Faur, citat de agrointel.ro. Directorul APIA vine însă și cu o veste bună. Crescătorii de ovine care au fost în control vor primi banii odată cu cei fără control în 2015. Campania de recoltare a cerealelor păioase este în plină desfășurare. Pe fondul temperaturilor caniculare, în această perioadă crește mult riscul de incendiu, atât în lanuri, cât și în depozitele de cereale și furaje. Evenimentele pot avea consecințe grave, au atras ieri atenția reprezentanții ISU Oltenia, în cadrul Colegiului Prefectural. Pe linia prevenirii incendiilor, afișarea la toate primăriile și în alte zone intens frecventate de cetățeni în locuri vizibile, a prevederilor referitoare la măsurile de prevenire a incendiilor specifice pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată, respectiv campania de recoltare a cerealelor păioase. Luarea în evidență și instruirea pe bază de semnătură a deținătorilor de combine și alte utilaje de recoltat cereale păioase cu privire la regulile și măsurile de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate premergător și pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase. Nu doar administrațiile locale trebuie să respecte măsurile de informare a cetățenilor, ci și fermierii. Ei nu trebuie să remedieze defecțiunile apărute la mașinile și utilajele agricole la o distanță mai mică de 100 de metri față de lanurile nerecoltate. În ceea ce privește alimentarea utilajelor cu carburanți, aceasta trebuie făcută doar în punctele special amenajate. Direcția de recoltare a combinelor va fi inversă direcției vântului predominant. Strângerea în maxim 1-2 zile a paielor rezultate în urma recoltării cerealelor. Parcarea mașinilor pe câmp se va face la o distanță de cel puțin 100 de metri față de lanurile nerecoltate și 50 de metri față de orice clădiri, construcții sau cale ferată. Stabilirea și dotarea locurilor pentru fumat amenajate la o distanță de cel puțin 100 de metri față de lanuri și miriști. Dacă totuși izbucnește un incendiu la un utilaj folosit pentru recoltarea păioaselor, mașina va fi evacuată imediat din lan și adusă cât mai aproape de mijloacele de stingere. Personalul va acționa simultan la stingerea mașinii și a lanului, dacă și acesta a fost cuprins de flăcări. Totodată, asupra motoarelor cu combustie internă și a agregatelor se va acționa cu stingătoare cu pulberi și dioxid de carbon, iar în lipsa acestora, suprafețele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite. Respectând măsurile de prevenire și stingerea incendiilor, strângerea roadelor câmpului se va face în condiții de deplină siguranță. Termenul pentru plata subvențiilor europene către fermieri va fi prelungit până la 30 septembrie și asta întrucât nu s-au putut efectua toate plățile până la termenul limită inițial 30 iunie. Anunțul a fost făcut joi de ministrul de resort Achim Rimescu. Nu am putut efectua toate plățile directe pentru fermieri până la 30 iunie. Ne vom încadra totuși în cerința Comisiei Europene, potrivit căreia, pentru a nu plăti penalități, trebuie efectuate 80% din plăți până la 30 iunie. Termenul se va amâna până la 30 septembrie pentru cei 100 sau 200 de fermieri cu probleme deosebite, care trebuie să se rezolve până atunci, a spus ministrul Achim Rimescu, citat de Ager Press. Pe 13 iunie, șeful MADR declara că termenul pentru finalizarea plăților directe către agricultori va fi prelungit cu cel mult o lună peste cel inițial de 30 iunie, în urma adoptării deciziei la nivel european privind noul termen limită de 15 octombrie. Domnul Stroiescu, sunteți președintele Camerei Agricole Naționale. În ceea ce privește campania de recoltare, domnul Stroiescu, aș vrea să ne spuneți cum se prezintă aceasta în Mehedinți. Dacă oamenii reușesc să o, dacă au început, dacă reușesc să-și recolteze cerealele, având în vedere că totuși există și precipitații și vremea le mai dă, le mai face probleme. Da, cel puțin orzul s-a terminat în Mehedinți. E în plină campanie la recoltatul rapicii, s-a început și la grâu, dar iarăși altă problemă, prețurile cerealelor este foarte mic în comparație cu prețurile inputurilor sau prețul sămânței și a îngrășămintei. Dacă vorbeam în 2009-2010 de un preț la grâu la 45-50 de bani, dar aveam
un preț la îngrășăminte de 800-900 de lei tona. Anul acesta avem un preț de 50 de bani la grâu, 50-55 de bani la grâu, dar am avut un preț la azot de 1600 de lei, aproape dublu. Vedeți, și aici prețurile n-au fost corelate cu de prețurile inputurile cu prețul cerealelor. Și aici fermierii iarăși au o mare pierdere. Pe deasupra nu este depozitare, nu. Deci, sunt atâtea probleme pe care le întâmplă fermierii și, din păcate, statul român nu se implică pentru a le rezolva aceste probleme, pentru că acești fermieri, din producția lor, o parte din aceste venituri ajunge și la bugetul de stat. Dar dacă în nu privința, mai suntem noi, cine va mai contribui atunci la bugetul de stat? În privința fermierilor care nu au unde să-și depoziteze grâu, de exemplu, cum procedează acești oameni? Ei îl vând din câmp sau îl depozitează contra cost în alte locuri unde există depozit? Din câmp, pentru că nu mai avem suficiente spații de depozitare autorizate. Și atunci sunt obligați să-l vândă din câmp. Și asta înseamnă un preț acolo mic. Acolo unde ajung și, bineînțeles, că mai întâmpină și alte probleme. Transport, transportul care trebuie să-l plătească, s-a întâmplat când au fost înșelați din punct de vedere al calității grâului, al cerealului în general, pentru că nu au încotro. De aceea, repet, avem nevoie de camerele agricole care o atribuție sau cea mai importantă atribuție ar trebui să fie desfacerea produselor fermierilor. În ceea ce privește plantele însămânțate în primăvară, cum se prezintă acestea? Au fost afectate de precipitații? Credeți că vor salva cumva munca oamenilor, munca fermierilor? Culturile de primăvară, acolo unde nu au fost afectate de grindină, arată foarte bine, avem încă apă în sol, dar, repet, un fermier poate trage linie sau poate să aibă un rezultat numai după ce a recoltat și vede cât a recoltat. Regimul termic al aerului va fi mai ridicat decât în mod normal, chiar deosebit de ridicat în zonele de câmpie. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 17 și 30 de grade, abaterile termice pozitive fiind de 1-7 grade, în aproape toate regiunile agricole. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite optime, apropiate de optim și satisfăcătoare, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. În cultura de porumb, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor pe profilul de sol 0-100 de centimetri va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Ritmurile vegetative ale culturilor de câmp și pomii viticole vor fi intensificate ca urmare a regimului termic din aer și sol mai ridicat decât în mod obișnuit. La orzul și grâul de toamnă însămânțate în perioada optimă se vor semnala fazele de maturitate în lapte, ceară 10-100%, deplină 10-80% pe aproape întreg teritoriul agricol și local recoltarea. În majoritatea zonelor de cultură, rapița va parcurge creșterea și dezvoltarea boabelor în silicve 60%, maturitatea deplină 10%, precum și recoltarea. Floarea soarelui își va definitiva dezvoltarea primei perechi de frunze 80%, continuându-se totodată înfrunzirea 11-33 de frunze și formarea calatidului 10-80%.